Fiecare picătură de sânge contează pentru a salva o viață. Astfel, viceprimarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Daniel Cârjan, a donat sânge și astăzi, 29 septembrie, la Centrul de Transfuzie Sanguină. Acesta și-a făcut din nou datoria de donator de sânge, știind că la nivelul județului Mehedinți există o criză de sânge în ceea ce privește stocurile de RH negativ. Într-o postare publică pe pagina sa oficială, Daniel Cârjan, viceprimarul municipiului Drobeta Turnu Severin, îi îndeamnă pe oameni să facă acest gest mărunt, care poate face diferența între viață și moarte pentru semenii noștri.